Privită cu scepticism, taxa pe zahăr introdusă de guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu nu doar că a dus la colectarea de venituri suplimentare la bugetul de stat, ci a dus și la profituri impresionante ale industriei băuturilor cu conținut ridicat de zahăr. Taxa pe zahăr introdusă de social Democrat, face parte dintr-o serie de măsuri menite să îmbunătățească sănătatea românilor și să sprijine în același timp și economia națională. Pe lângă impactul favorabil semnificativ asupra sănătății populației, aceasta a fost benefică inclusiv industriei băuturilor răcoritoare în ciuda criticilor. Rezultatele financiare din anul 2023 demonstrează că nu doar nu a dat faliment industria, ci a contribuit la o creștere substanțială a veniturilor și a profitabilității companiilor în domeniu. Potrivit unei analize recente bazate pe datele Euromonitor, România este a doua cea mai mare piață din regiune pentru băuturi răcoritoare, un consum per capita de 215 litri anual, depășind media europeană la numărul de pahare de băuturi acidulate consumate. Taxa pe zahăr a fost implementată ca o măsură dublă de guvernul Ciolacu. Descurajarea consumului excesiv de zahăr, cunoscut pentru efectele sale negative asupra sănătății și generarea de venituri suplimentare la bugetul de stat. Taxa a vizat în special băuturile răcoritoare cu un conținut ridicat de zahăr, crescând TVA-ul de la 9% la 19% pentru aceste produse. Contrar declarațiilor inițiale de risc de faliment, industria băuturilor răcoritoare a înregistrat creșteri impresionante în anul 2023. Conform datelor analizate, te afacerile celor mai mari 5 jucători de pe piață au raportat creșteri de până la aproximativ 2100% față de anul precedent, relatează adevărul.gro.